Bine v-am găsit! Astăzi aș dori să vă spun câteva lucruri despre un mineral esențial implicat în rezistența la insulină și cu efecte benefice asupra glicemiei. Și spuneam din titlu că este un mineral benefic mai ales pentru femei. Nu numai pentru faptul că acest mineral te ajută să slăbești, să-ți reglezi mai bine apetitul, dar poate mult mai important, ameliorează simptomele în sindromul ovarelor polichistice sau PCOS, cum este prescurtat din limba engleză, poate ați reținut așa denumirea. Deci acest oligomineral este cromul. Cromul, deci, este un trace mineral, adică ai nevoie de acest oligomineral în cantități foarte mici, în micrograme. Deci, care sunt beneficiile concrete? Ce face cromul pentru noi în rezistența la insulină? Deci, cel mai important beneficiu al cromului este controlul zahărului. Este, de fapt, controlul asupra metabolismului glucozei. Și cromul este un mineral bine cercetat și cunoscut pentru rolul său de cofactor al insulinei. Deci, practic, cromul scade rezistența la insulină și este excelent pentru a susține un nivel sănătos al glicemiei. Deci, spunând asta, are și o implicare pentru cei cu sensibilitate la glucoză. Deci, crește toleranța la glucoză. Deci, cromul ajută insulina, practic, să lucreze mai bine. Și când spun asta, vreau să spun că ajută la reducerea insulinei, deci la creșterea sensibilității la insulină. Am vorbit pe larg despre acest subiect în vreo 3 videouri, cred, în special în cum reparăm rezistența la insulină și explicam atunci că rezistența la insulină, foarte pe scurt, este o situație în care receptorii pentru insulină rezistă la insulină, adică refuză insulina la intrare în celule. Și când celula rezistă, refuză insulina, pe bucla de feedback către pancreas, comanda este să se producă și mai multă insulină. Și astfel, cei cu rezistență la insulină ajung să aibă cam de 5-7 ori mai multă insulină, o inundație de insulină în corp, față de cei care nu au rezistența la insulină. Și deci, deși avem niveluri crescute, mari de insulină, totuși insulina nu este eficientă, nu este funcțională, pentru că nu poate pătrunde în celule. Deci nu, insulina nu lucrează și provoacă o mulțime de probleme și de efecte secundare, nu numai prediabet, diabet, grăsime abdominală, dar și probleme cu inima, cu rinichii, cu ochii, probleme ale creierului. Deci, cromul este mineralul care ajută insulina efectiv să pătrundă mai bine în celule și crește și transportatorii de glucoză. Evident, nu numai cromul participă la acest proces, sunt și mulți alți nutrienți, cum menționam și în prezentările despre insulina mare, cum când crește insulina, ce este rezistența la insulină. Deci, ceilalți nutrienți care participă la acest proces sunt potasiu și vitamina B1. Și prin prezența potasiului și vitaminei B1 sunt și multe alte beneficii asociate, adică funcția endotelială din interiorul arterelor este mult mai bună și profilul lipidic se îmbunătățește și scade și stresul oxidativ. Vorbind despre stres, aș vrea să fac aici o mențiune interesantă și anume cromul este mineralul care scade presiunea, stresul pe un anumit organit
din celulele noastre, numit reticulul endoplasmatic. Cum îl vedeți în această imagine, este organitul numărul 3, acestei vantai, dantelăria aceasta, iar punctele din reticulul endoplasmatic sunt corpusculii lui Pallade, pentru care a primit premiul Nobel în 1974. În acest reticul endoplasmatic se produc, este ca un fel de fabrică de proteine și de lipide pentru anumite țesuturi. Și de aici, de ce vreau să vă prezint acest microcosmos celular? Pentru că de aici pleacă rezistența la insulină la nivelul celulei. Deci stresul pe această structură, pe reticulul endoplasmatic, pe această fabrică de proteine și lipide, creează rezistența la insulină și practic aici intervine cromul care descrește acest stres și presiune pe reticulul endoplasmatic. De asemenea, cromul ajută la inhibarea procesului inflamator și sprijină și creșterea glutationului. Însă, pentru femei, vreau să subliniez două, trei aspecte. Ce face cromul, în special pentru femei? Sigur, reglează poftele de mâncare și pentru bărbați, nu numai pentru femei, dar pentru că femeile sunt mai interesate de greutate. Deci te va ajuta să scadă pofta de mâncare, să scadă mai ales pofta de dulce, și scăzând insulina, cromul va ajuta foarte mult la reglarea colesterolului și a profilului tău de colesterol. Dar revenind la importanța deosebită a cromului în îmbunătățirea simptomelor în sindromul ovarelor polichistice, de care foarte multe femei se plâng. Și anume, în momentul în care ai rezistență la insulină, există o frecvență destul de mare să ai și acest PCOS și acest sindrom al ovarelor polichistice, pentru că insulina mare și rezistența la insulină, de fapt, stau în spatele apariției acestui sindrom al ovarelor polichistice. Mai mult de atât, femeile cu ovarele polichistice experimentează și trăiesc stări crescute de depresie și de anxietate. Și aici cromul este un nutrient esențial în depresie și am dezvoltat acest lucru în cei mai importanți nutrienți pentru în depresia, sigur, alături de zinc și de alți compuși, dar motivul eficienței cromului în depresie și anxietate este legat tocmai de implicarea cromului în stabilizarea zahărului din sânge. În acest sindrom al ovarelor polichistice, pe lângă crom, participă și, evident, alții nutrienți, cum este mioinozitol și din nou potasiu și vitamina B1. Și poate ați reținut când am vorbit despre protocolul Coimbra în legătura dintre vitamina D și scleroza multiplă. Acest mineral, crom, este parte din regulile, mă rog, protocolului denumit Coimbra. Care este forma recomandată de crom? Se numește picolinat de crom, iar doza, sigur, la recomandarea medicului variază între 200 și 600 de micrograme. Am pus aici în imagine două exemple. Alegeți orice producător doriți. Deci, picolinatul de crom te va ajuta și în tranziția mai bună în regimul ketogenic, dacă decizi să
să faci acest regim și vei avea o introducere mult mai rapidă și mai plină de succes în keto, tocmai pentru că va regla mult mai bine poftele de mâncare și de dulce. Alimentele cele mai bogate în crom, poate nu știați că broccoli are cel mai mult crom pe lumea aceasta, dar de asemenea și drojdia nutritivă. Să nu uităm de drojdia nutritivă, vă arăt din nou acest slide cu compoziția drojdiei nutritive. Vedeți foarte bine că conține un număr de oligominerale, printre care și cromul. Dar și drojdia de bere conține crom, ouăle, carnea de curcan, carnea de vită, fasole verde, salată verde și untul de arahide. Deci am dorit să trec în revistă rolul determinant al acestui oligomineral foarte interesant, cromul, care este implicat în procese esențiale în corpul nostru, în stabilizarea glucozei, în rezistența la insulină, în scăderea greutății, în ameliorarea ovarelor polichistice, dar în final mai adaug un rol important și pe acesta l-am menționat în trecut, și anume cromul este un mineral pentru longevitate, pentru că este aflat pe lista celor 16 minerale esențiale, cum le vedeți în această imagine, pe care v-am prezentat-o în teoria triajului îmbătrânirii. Mulțumesc, la revedere!